Salut și bine ai revenit! Pentru că pe 1 octombrie încep în mod oficial precomenzile pentru iPhone 13, m-am gândit să fac un clip în care să-ți prezint diferențele dintre cele 4 modele. În plus de asta, la final voi încerca să spun care model se potrivește fiecăruia în funcție de nevoi, pentru a face procesul de cumpărare un pic mai simplu. Așadar, hai să începem! La fel ca anul trecut, Apple a lansat 4 telefoane, însă de data aceasta se pare că Apple a schimbat din nou strategia de diferențiere dintre modele. Dacă în anii anteriori diferențele erau ceva mai notabile, dincolo de dimensiunile ecranelor, pare că anul acesta diferențele nu mai sunt atât de mari, sau cel puțin nu acelea cu care ne-am obișnuit. Lucrul acesta induce oarecare confuzie și clar face decizia de cumpărare mult mai dificilă. În primul rând, dacă ești interesat de performanțe, trebuie să știi că iPhone 13 și 13 Pro vin cu procesoare diferite. Mai exact, pentru prima oară, modelele Pro vin cu procesoare mai puternice decât cele clasice. În cazul iPhone 13 Pro și 13 Pro Max, vorbim despre procesoare cu 5 core GPU, iar în cazul modelelor clasice cu 4 core GPU. Cum se traduce asta în cifre? Modelele Pro au scos în jur de 14.000 de puncte în Geekbench, în timp ce modelele non-Pro doar 10.000 de puncte. Așadar, dacă pentru tine un criteriu de alegere a următorului telefon are legătură cu performanțele, știi deja că trebuie să alegi unul dintre cele două modele Pro. Tot la capitolul performanțe, mai trebuie să știi că iPhone 13 și 13 mini vin echipate cu 4 GB de RAM, în timp ce modelele Pro vin echipate cu 6 GB de memorie RAM. Un alt aspect foarte important, dincolo de performanțe, ar trebui să fie autonomia bateriei, iar Apple promite o îmbunătățire majoră a acestui aspect pentru toate cele 4 modele lansate anul acesta. Apple se laudă cu 2 ore și jumătate în plus de autonomie pentru iPhone 13 și cu 1 oră și jumătate pentru iPhone 13 Pro. Evident, aceste cifre sunt raportate la modelele anterioare. Ei bine, acum cel mai probabil te gândești că este vorba în mare parte de marketing și că performanțele nu vor fi chiar atât de spectaculoase. Însă, Mr. Who's the Boss a pus la încercare toate cele 4 noi modele alături de vechile generații și se pare că nu este vorba doar de marketing și cifre aruncate în vânt. Toate cele 4 noi modele de iPhone 13 au depășit modelele anterioare, inclusiv varianta mini, iar iPhone 13 Pro Max a stabilit un record, având un rezultat extraordinar de bun de 10 ore de utilizare. Totuși, ne amintim că iPhone 12 au avut performanțe mai slabe când vine vorba de autonomia bateriei în comparație cu iPhone 11, așadar putem vorbi mai degrabă de o corecție decât de o evoluție? Așadar, dacă pentru tine autonomia bateriei reprezintă un aspect foarte important în alegerea noului model, cel mai bine alegi iPhone 13 Pro Max. Trecem acum la încă un aspect pe care Apple pune de fiecare dată accentul: camerele foto-video. Știm deja că modelele Pro vin cu 3 camere, în timp ce iPhone 13 și 13 mini sunt dotate doar cu 2 camere. Camera telefoto lipsește de pe modelele clasice și sunt capabile doar de zoom 2x față de 6x de pe modelele Pro. În schimb, cele două noi moduri Cinematic și Photographic Style sunt prezente pe toate cele 4 modele. De asemenea, toate cele 4 filmează în 1080 la 30 de frame-uri în modul Cinematic și 4K la 60 de frame-uri Dolby Vision. În schimb, dacă ești interesat de modul de filmare ProRes, care urmează să fie lansat ulterior, trebuie să știi că doar modelele 13 Pro cu minim 256 de GB de stocare pot filma 4K. Calitatea scade la 1080 pentru modelele Pro de bază cu doar 128 de GB de stocare. Lucrul acesta se datorează cel mai probabil faptului că fișierele ocupă mai multă memorie, deci necesită o stocare mult mai mare. Încă un lucru care lipsește de pe modelele clasice este modul macro. Doar modelele Pro sunt capabile să filmeze și să fotografieze în modul macro. În concluzie, dacă performanțele camerelor foto-video nu reprezintă un aspect atât de important pentru tine, nu trebuie neapărat să te orientezi către modelele Pro. Dacă totuși vrei să filmezi la calitate maximă, cel mai bine te orientezi spre un model Pro cu cel puțin 256 de GB de stocare. Nu uita că, spre deosebire de anii precedenți, atât iPhone 13 Pro cât și 13 Pro Max au aceleași camere. Și tot la capitolul camere, mai trebuie să știi că în cazul modelelor Pro, acestea sunt mult mai masive și deci ocupă o porțiune chiar mai mare din spatele telefonului și ies mai mult în evidență. Așadar, dacă acest lucru te deranjează, mai bine alegi
și variantele clasice. Ultimul lucru pe care trebuie să-l ai în minte când vine vorba de diferențele dintre modele este ProMotion. Doar modelele Pro sunt capabile de rată variabilă de refresh de la 10 până la 120 de Hz. Această funcție face ca jocurile și întreaga experiență de utilizare să fie mult mai fluide. Cu alte cuvinte, dacă ai avut anterior un telefon cu o rată de refresh mai mare de 60 de Hz și te-ai obișnuit așa, s-ar putea ca modelele clasice să nu fie chiar pe placul tău, motiv pentru care îți recomand să te orientezi spre modelele Pro. Și cu aceasta am încheiat diferențele majore dintre cele 4 modele. Așa cum spuneam, Apple a schimbat cumva strategia și nu mai avem diferențe atât de mari între modele, motiv pentru care decizia de cumpărare devine chiar mai grea. Așadar, hai să vedem împreună ce model consider eu că se potrivește fiecăruia în funcție de nevoi. Și începem evident cu iPhone 13 mini, care, așa cum îi spune și numele, este potrivit pentru cei care vor un telefon cât mai mic. Fie că este vorba despre persoane care vor să schimbe un telefon vechi, clasic, cu dimensiuni mici, cu unul nou, fie că este vorba despre utilizatori care preferă pur și simplu telefoanele compacte. De asemenea, reprezintă o alegere bună pentru un copil. Și să nu uităm că este cel mai accesibil model, așadar pentru cei care vor cel mai nou model de iPhone, dar și cel mai ieftin, iPhone 13 mini este cea mai bună alegere. Trecând la iPhone 13, consider că acesta se potrivește tuturor celor care ar alege varianta mini, dar care vor un ecran ceva mai mare și o autonomie mai bună a bateriei. Sincer, din punctul meu de vedere, iPhone 13 reprezintă cea mai bună alegere cu cel mai bun raport calitate-preț dintre toate cele 4. Mai ales că, așa cum spuneam, acesta vine echipat cu majoritatea funcțiilor pe care le regăsim pe modelele Pro la un preț mai bun. Evident, iPhone 13 Pro este potrivit pentru cei care vor cel mai nou telefon de la Apple, dotat cu toate funcțiile, dar nu au nevoie de un ecran atât de mare cum este cazul lui iPhone 13 Pro Max. Având în vedere că între cele două modele nu există nicio diferență în afară de dimensiunea ecranelor și capacitatea bateriei, decizia de cumpărare este mult mai simplă. Ultimul model, iPhone 13 Pro Max, reprezintă pentru mine cea mai grea alegere. În primul rând pentru că vine cu toate funcțiile prezente pe iPhone 13 Pro, dar cu un ecran mai mare și autonomia bateriei mult mai bună. Asta pentru doar 100 de dolari în plus, iar decizia de cumpărare devine chiar mai dificilă. Bun, cam asta a fost cu clipul pentru astăzi, sper din suflet că ți-a plăcut, că ți-a fost de ajutor. Dacă da, lasă-și tu un comentariu acolo în care să-mi spui cât de mult ți-a plăcut acest clip și poate ce model de iPhone ți-ai comandat și nu uita de like și subscribe. Mă ajută foarte, foarte mult să apreși și clopoțelul pentru a fi notificat atunci când postez un clip nou. Mă găsești și pe Instagram cu No Hard Feelings, cu V în loc de A, iar noi ne vedem data viitoare. Să fiți bine!